La Facultatea de Teologie Ortodoxă din București se desfășoară în aceste zile cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție. Clericii înscriși pentru obținerea gradului 2 au participat astăzi la 3 prelegeri. Prima referitoare la pastorația credincioșilor cu diverse pregătiri profesionale, iar celelalte două au adus în atenție importanța familiei. Clericii înscriși la cursurile pentru obținerea gradului 2 au participat astăzi la o prelegere despre Sfânta Scriptură ca mijloc misionar în pastorația familiei, susținută de părintele conferențiar Marian Wild de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Tema, una mereu actuală în viața bisericii, a atras atenția cursanților pentru că Sfânta Scriptură este unul dintre reperele cele mai importante pentru viața creștină și un real ghid duhovnicesc pentru păstorii de suflete. Așa cum bine știm, cei care sunt credincioși se mișcă pe două coordonate, și anume, pe de o parte, pe ceea ce înseamnă familia și, pe de altă parte, în ceea ce înseamnă biserica. Sigur, după Sfântul Ioan Hrisostom, biserica a fost numită familia cea mare, macro-icogenia, iar familia este numită de multe ori Domus Ecclesia sau micro-eclesia. Dacă, pentru ceea ce înseamnă viața eclezială, noi știm că Sfânta Scriptură este foarte importantă, ea este pe Sfânta Masă în Sfântul Altar și întotdeauna toate rânduierile liturgice au o parte de fundamentare biblică, să nu mai spunem de Sfânta Liturghie, care este miezul cultului, unde chiar o parte întreagă a liturghiei este numită Liturghia Cuvântului. Tot așa este foarte importantă pentru formarea familiei, pentru formarea sufletelor în familie, pentru bunul mers al vieții în familie, pentru buna conviețuire, și anume cunoașterea Sfintei Scripturi, care este cea mai importantă, dacă vreți, știu eu, carte, cel mai important manual pentru formarea caracterului uman. Deci avem o carte de pedagogie fundamentală pentru un creștin care este Sfânta Scriptură. Ei, Sfânta Scriptură este destul de puțin cunoscută astăzi, este ignorată în bună măsură. De aceea, cursurile preoțești sau prin cursurile preoțești, ne dorim ca preoții înșiși ei să cunoască o revigorare în sensul în care să se raporteze mai des la Sfânta Scriptură și acest lucru să fie transmis mai departe credincioșilor. Mai mult decât atât, în tradiția bisericii ortodoxe, înaintarea în viața duhovnicească nu ține doar de viața ascetică și de practicarea rugăciunii, elemente de altfel esențiale. Și dacă ne uităm cu atenție, vedem că un alt element esențial este raportarea la Dumnezeu și Scripturi, lectura și meditația Scripturilor. Cele mai frumoase cuvinte probabil că le găsim la Sfântul Isaac Sirul, care arată că în creșterea duhovnicească este un tandem foarte frumos, o împletire foarte frumoasă între Scripturi pe de o parte și rugăciune pe de altă parte. Și dacă vreți, așa, dacă e vorba de un dialog cu Dumnezeu, nu? Noi vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune, spunem lui Dumnezeu multe, îi cerem, îi mulțumim, dar după aceea citim Scripturile și medităm la ele, aflăm un răspuns cumva, ascultăm pe Dumnezeu care ne vorbește prin Sfintele Scripturi. La cursurile pentru obținerea gradelor profesionale preoțești participă clericii din cuprinsul Mitropoliei, Munteniei și Dobrogei.